În perioada 9-13 martie 2015 s-au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind calitatea și modul de comercializare a băuturilor spirtoase și a berii. Au fost verificați un număr de 17 operatori economici, constatându-se abateri de la prevederile legale privind protecția consumatorilor la 13 dintre aceștia. Comisarii din cadrul CJPC Neamț au desfășurat o activitate de verificare a respectării prevederilor legale la comercializarea băuturilor spirtoase și a berii. Au fost cuprinși un număr de 17 operatori, dintre aceștia la 13 s-au constatat abateri care au fost sancționate contravențional și odată cu aceste sancțiuni s-au dispus și măsuri de remediere a deficiențelor constatate. Principalele abateri constatate au fost neafișarea prețului cu amănuntul și a prețului pe unitatea de măsură și neîncadrarea produselor în data durabilității minimale. S-au aplicat un număr de 7 amenzi contravenționale în valoare totală de 13.500 de lei și un număr de 7 avertismente. Din categoria acestor produse, berea a fost constatată ca și cu deficiențe de nerespectare a datei durabilității minimale. Sunt încă pe raft aceste produse preambalate cu depășirea acestui termen între 1 până la 40 de zile la un număr de 7 operatori dintre cei verificați. Un alt aspect care a făcut obiectul sancțiunilor aplicate de comisarii din cadrul CJPC Neamț a fost și faptul că pe etichetarea care este reglementată prin regulament european, respectiv regulamentul 110 pe 2008 și care prevede pentru anumite produse care nu sunt tipice acestei categorii să aibă o asociere de cuvinte sau formule care să inducă tipul de produs, încă sunt operatori economici care nu respectă prevederea regulamentului. Ca urmare a constatărilor efectuate, s-a dispus și măsura de oprire definitivă de la comercializare a 28 de litri de bere în valoare de 161 de lei și oprirea temporară de la comercializare a 42 litri băuturi spirtoase în valoare totală de 1541 de lei.